Începând cu data de 21 până în prezent, rezerviștii au practicat atât teoretic cât și practic mânuirea armamentului, cunoașterea armamentului, ce ține de pregătirea comunicațiilor, la fel au avut practic, cât și teoretic, atât și practic, aparate de vedere pe timp de noapte și la fel cu prezentarea unor aparate de zbor care le avem la dotare. Ultima parte de pregătire a rezervistilor este executarea tragerilor organizate la unul dintre centrele de pregătire a Armatei Naționale. Ce ți-o planificat, care este conform planului pregătirii de luptă. Exerciții, asemenea, exerciții se fac periodic. Rezerviștii sunt chemați pentru a-și împrospăta cunoștințele, a face cunoștință cu noile procedee, tehnici care sunt în Armata Națională. Ei au venit o perioadă de 5 zile. Noi putem face aceste exerciții o dată pe an sau de două ori pe an, dar aceasta trebuie să avem în vedere ca să fie o povară asupra și economiei naționale, fiindcă noi luăm cetățenii de la locul de lucru, de ce noi coordonăm această activitate, ne străduim să nu fie o mare povară asupra angajatorilor sau cei care desfășoară diferite activități în industrie sau în agricultură. De ce facem mai multe activități într-un număr care putem să le dăm acea calitate care ne propunem pentru instruire? Eu am făcut serviciu 2 ani de zile, 83-85, 92 am fost comandier de companie în lupta care s-a dus în Transnistria și astăzi sunt cu o plăcere la aceste exerciții militare. Dar aceste exerciții trebuie să treacă toți bărbații Republicii Moldova. Vreau să spun că, stimați bărbați care stați acasă, nu vă spăreți. Evenimentele sunt foarte frumoase, exercițiile sunt plăcute pentru toți și trebuie să devii bărbat în țara ta, să poți apăra neamul, apăra țara, apăra familia. A fost foarte obositoare, dar în sensul bun. Așteptările mele au fost cumva mai superficiale, însă imediat ce ne-am prezentat, spunem așa, am fost îmbrăcați în haine militare și imediat am trecut la exercițiu, foarte intensiv. Practic, seara, dacă se tângere la 10, noi deja foarte obosiți să adormim, dar ne gândim așa că instructorii noștri, după ce noi ne culcăm, ei încă fac planul pentru următoarea zi și îmi dau seama că ei sunt cei mai obosiți. Nu sunt doar optimist, nu m-am îngrijorat de fel, nu m-am panicat în niciun fel, pentru că Republica Moldova nu este în stare de război cu niciun stat și de ce aceste exerciții se petrec în fiecare an, de ce am avut emoții pozitive, nu m-am panicat în niciun fel și am mers cu încredere la Centrul Militar Chișinău, am prezentat documentele și mi s-au cerut, mi s-a înmânat ordinul de chemare, pe ce dată mă prezint. Familia a reacționat pozitiv, evident că soția îmi duce lipsă, la moment copilul meu absolvește școala, clasa 12.